Două universități de stat din Iași pun la dispoziția refugiaților din Ucraina spații de cazare. Universitatea Gheorghe Asachi a pregătit aproximativ 120 de locuri de cazare în campusul universitar, de asemenea 28 de garsoniere în căminul T20 și 12 camere în căminul T8. Toate spațiile sunt dedicate gratuit celor care trec granița în România de frica războiului din țara vecină. În același timp, Universitatea Alexandru Ioan Cuza a pregătit locuri de cazare pentru aceste persoane. În plus, este pregătită și hrană, consiliere psihologică și facilitarea serviciilor medicale pentru 50 de studenți și cadre didactice din Ucraina, precum și pentru familiile acestora. Începând de astăzi, a fost deschis și un cont bancar în care membrii comunității academice vor putea dona sume de bani care vor fi direcționate către ajutorarea refugiaților din Ucraina.